Până acum, strandul municipal era administrat de societatea Prodvegam Terra SRL din București, dar pentru că firma a fost divizată, drepturile și obligațiile din contractul de concesiune cu primăria Giurgiu au fost preluate de către societatea Agrement Terra, tot din București. Până aici, nimic neclar, numai că atunci când s-a pus problema aprobării prin act adițional a contractului de concesiune, consilierii locali nu prea au fost de acord. Dacă societatea respectivă își asumă responsabilitatea vis-a-vis de clauzele contractului, poate să vină să stipuleze în preluare un nou contract sau act adițional care se face, că dacă nu a făcut firma respectivă până la data rezilierii contractului, să facă firma care preia. Ceea ce vă spunea mai devreme colegul meu, vis-a-vis de obligațiile contractuale, de cele de investiția de 2 miliarde de lei. Principala întrebare care nu și-are deocamdată răspuns este aceea dacă societatea recent creată, care administrează strandul din Giurgiu, poate fi trasă la răspundere pentru clauzele din contract care nu au fost respectate de fosta societate Prodvegam Terra. Situația este destul de încălcită, așa că atât consilierii cât și conducerea primăriei Giurgiu au decis să amâne aprobarea actului adițional. Mulți dintre consilieri militează pentru rezilierea contractului dintre primărie și firma care administrează strandul, atâta timp cât investițiile promise nu s-au realizat, iar strandul arată deplorabil.